Arată rău. Nu cred că nu sunteți de acord cu mine când spun că arată, n-arată bine. Această coafiură cu părul foarte, foarte lung, la o vârstă de peste 50 de ani sau nu știu ce să vă spun, la o anumită vârstă, nu cred că își mai are rostul. Nu o consider o coafiură sau nu consider că părul atât de lung este apanajul, să fie apanajul unei femei mature. Arată ca o vrăjitoare din povești. Am mai făcut și câteva șuvițe blonde aici în față, nu mi se pare nimic deloc o alegere bună. Mai departe, avem o groază de riduri pe față, se văd ridurile de pe frunte. Eu nu cred că e injectată sau dacă a fost injectată cu toxină botulinică, a fost prea târziu, a început prea târziu aceste injecții. Ridurile din jurul ochilor sunt multiple, fine, la toate nivelele. Pleoapa de superioară este mare și grea și machiajul stă prost în situațiile de genul ăsta. Genele sunt cele care susțin greutatea pielii de la nivelul pleoapelor superioare. Ar trebui intervenit aici sau renunți la un machiaj atât de pronunțat. Deci ori așa, ori așa, pentru că nu face casă bună un machiaj accentuat cu o zonă atât de flască, mă refer la piele. Nasul Jessica Parker este cel pe care îl știm, aici nu a intervenit absolut deloc. Șanțurile nasogenine sunt pronunțate, pomeții sunt deja flasc. Există acolo o mică, foarte mică cantitate de corector, să-i spunem, probabil acid hialuronic, dar e necesar mai mult, pentru că arată ca un ca o persoană care și-a dorit, dar nu a reușit să ajungă unde trebuie cu aceste intervenții. Buzele sunt deshidratate, sunt fără volum, rujul stă prost, intră printre crăpăturile buzei, deci nu avem nici. Se văd deja riduri la nivelul buzei superioare. Nu avem de ce, pentru ce să. Ok, este opțiunea ei. Fiecare dintre noi avem opțiunea să nu facem nimic niciodată. Dar eu nu cred că este cazul unei persoane de calibru ei, unei actrițe atât de cunoscute la nivel internațional, să-și dorească să îmbătrânească urât. Pentru ce? Sunt atâtea și atâtea exemple de femei care au îmbătrânit și îmbătrânesc foarte frumos. Avem probleme și la nivelul gâtului, în curând începe să se vadă și acolo, se va vedea, bineînțeles, acum avem doar 52 de ani, încă o persoană tânără, aș spune, la 52 de ani. Dar nu arată de 52 de ani, arată de 62 de ani. Pentru că ochii o trădează și nu atât ochii, mai ales cantitatea de machiaj pusă acolo. Pe niște riduri și pe piele subțire.